Bine v-am regăsit tot pe canalul meu de YouTube. Astăzi voi iau cu mine la Ioana Puru, makeup artist, un makeup artist foarte talentat, care o să ne arate o demonstrație de machiaj pentru un eveniment. Așadar, haideți cu mine! Hei, bună Ioana! Bună! Mă bucur mult să te văd! Mulțumesc că ai venit! Și eu cu mare drag am venit la tine pentru că știu că tu ești o profesionistă și sunt convinsă că o să reușești să faci un machiaj extraordinar pentru evenimentul la care o să mergem împreună. Chiar abia aștept să văd la ce tip de make-up te-ai gândit. Începem machiajul? Da, cum să nu. Super, ia uite, este și câinele pregătit. Wow, cât de drăguță e! Cum să ne cocheamă? Ania Aneta de Pag pe Instagram. Wow, are și Instagram. De drăguță. E nu mușcă, nu că am fost una pe ea. Nu mușcă. Foarte frumoasă. Da, și are o culoare deosebită. Chiar îmi place foarte mult. Mie îmi plac foarte mult câinii, dar ea are ceva special. Chiar e superbă. Da. Începem machiajul, da? Hai să-l începem. Thank you.
Ioana, tocmai a terminat machiajul și vreau să spun că este extraordinar, ador foarte mult cum mi-a făcut buzele și ochii, este un machiaj superb, este un glitter make-up, da. Glitter make-up cu machiaj foarte tare. Mulțumesc tare mult, Ioana! Wow, Ioana a realizat un machiaj extraordinar, un machiaj superb și chiar vreau să-ți mulțumesc pentru că arată inedit, deci îmi place foarte mult și eram sigură că mă las pe mâini bune, ești de formă senistă. Eu, în momentul în care te-am văzut, și tu ești machiată superb astăzi, e pregătită pentru eveniment. Da. Pregătită. Da. Perfect. Să vorbim puțin, Ioana, despre acest machiaj, cum te-ai gândit la el? Păi am început cu zona ochilor. Cu zona ochilor, da. Da. M-am gândit să fie ceva nici foarte colorat. Nici. Să fie ceva da. Care să fie pentru un eveniment de zi, pentru că noi acum mergem la un eveniment care are loc undeva la ora 10, deci este un eveniment de fashion, într-adevăr, dar este pentru tip, pentru zi. Și ziua nu este indicat să porți culori foarte tentative. Exact, culori care să nu fie în concordanță cu evenimentul la care mergi. Este un soft make-up, așa o să-i spunem. Da. Tipul de make-up realizat este un machiaj soft, unde ai folosit nuanțe de nude. Nuanțe de nude, nuanțe puțin de maro. Portocaliu, portocaliu. Să vorbim puțin despre pașii pe care i-ai urmat. Știu că la început am folosit o bază pentru ochi. Da, am folosit de la MAC. O bază de la MAC, unde am realizat practic Paintbot se numește. Da. Da, după am venit cu o nuanță de nude foarte apropiată de culoarea ploape pentru a o fixa. După am venit cu un cărămiziu pe care l-am combinat cu puțin maro, iar ulterior am venit cu un fard lichid, tot de la MAC, acesta, pe care l-am blenduit cu o nuanță dintr-un highlighter. Foarte tare. Și tu ai început cu machiajul ochilor. De ce te întreb? Pentru că sunt foarte multe controverse, foarte mulți makeup artiști care spun eu mai întâi încep cu machiajul ochilor, după aia cu machiajul feței. Alții spun invers, că mai întâi aplică fondul de ten și apoi fac machiajul ochilor. Tu ești makeup artistul care merge mai întâi pe machiajul ochilor. Și de ce anume? De ce ai ales varianta aceasta? Fiindcă mie îmi place ca la finalul machiajului ochilor să șterg cu un cervețel umed surplusuri, ca să zic așa, pentru a da o formă mai extraordinară, mai diferită. Da, chiar am văzut, oricum, am văzut cum ai făcut și chiar vreau să te felicit pentru că mie mi-a făcut foarte mult cum ai mers, cum ai șters și cum ai ieșit machiajul. Acum o să vorbim de cel de-al doilea pas. Al doilea pas a fost fondul de ten. Aplicarea fondului de ten. Cu blush, bronzer, highlighter și după am făcut machiajul de pe sub ochi. Deci după am făcut machiajul de sub ochi, foarte tare, da. Deci partea aceasta, știu că ai folosit un creion pentru zona de jos. Nu, am folosit fard. Un fard. Deci un fard. Am combinat, de fapt, două farduri cu puțin sprâmpiți prin ele și după l-am combinat cu highlighterul pe care l-am folosit în colțul intern. Și următorul pas, după ce am aplicat fundul de ten, care ar fi? Am aplicat pudră, pe sub ochi pudră translucidă, iar pe restul feței pudră compactă. Iar după am venit cu două tipuri de bronzere, unul mai light, ca să dăm întâi forma, iar după am intervenit cu unul puțin mai aprins. Foarte tare. După am pus puțin blush, highlighter, iar ulterior am fixat totul cu Fix Plus. Foarte tare. Eu vreau să vorbim puțin și despre machiajul buzelor, pentru că mi-au plăcut foarte mult buzele. Da. Am aplicat un creion mai întâi, a contura buzele respective și apoi am venit cu nuanța. Și nuanța, trebuie să spun că este superbă, îmi place foarte mult și dă valoare machiajului. Și rezistă foarte bine. Wow! Știi. Deci o să rezistă foarte mult. Da. Super, e vin atunci. Da. La sfrâncene am folosit... Am folosit doar un gel de fixare. Arată foarte bine oricum. Fiindcă tu ai foarte frumoase sfrâncenele și mulțumesc naturale. Mulțumesc mult și tu ai, mă. Sunt cele deosebite. Wow. Deci acesta a fost machiajul soft make-up pentru evenimentul la care o să mergem împreună. Exact. Acum vreau să vorbim neapărat și despre machiajul tău, pentru că și tu te-ai machiat extraordinar și chiar îmi place foarte mult culoarea pe care ai ales-o și te pune foarte bine în evidență. Tu fiind blondă, ai și o culoare de păr mai deschisă, ți se potrivește de minune. Spune-mi, te rog, cum te-ai gândit la acest machiaj și care au fost pașii? Păi, sunt într-un fel cam aceiași pași, doar că pe nuanțe de roz. Și la mine am adăugat puțin tuș. O linie de tuș clasică.
Nu foarte lungă, nu foarte groasă. Oricum este super și sprâncenele le-ai laminate. Da, le-am laminate. Oh, deci uitați ce face laminarea de sprâncene, oricum ai sprâncene deosebite și chiar îmi place foarte mult tot machiajul pe care l-ai realizat. Acum să vedem și ce ținută o să avem, o să vorbim despre ținută la eveniment. Da. Ioana, eu îți mulțumesc tare mult pentru machiaj, cu mare drag. Ți-am zis, ești o persoană foarte talentată, un make-up artist extraordinar. Eu am văzut ceea ce faci tu, am văzut cum ai mai machiat anterior și am zis că trebuie neapărat să vin la tine, pentru că știu că tu vei reuși să faci ceva inedit din fața mea. Aș vrea să mai discutăm, să te țin mai mult de vorbă, însă acum ne grăbim pentru că trebuie să ajungem la eveniment, dar nu este nicio problemă, o să vorbim acolo toate detaliile, dacă mai avem ceva de adăugat, cu siguranță să vorbim acolo. Eu vă mulțumesc tare mult pentru atenție și vă aștept în continuare pe canalul meu de YouTube la noi episoade.